Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi, cum am promis, revin cu acidul lactic și cu uleiurile esențiale. Deci, ce trebuie să știm despre acidul lactic? În primul rând, trebuie să știm că acidul lactic pe piață se găsește cam în concentrație de 80%. El se folosește în concentrație de 15%. Se folosește în felul următor. Deci se stropesc cam 5 ml pe partea fagurelui. Se stropește exact cum stropiți api virolul. Fix așa se stropește, se face 3-4 tratamente, fiindcă el nu omoară puietul de sub căpăceală, deci puietul ce se află căpăcit nu îl tratează. Și astfel trebuie tratat de 3-4 ori exact, ca și o substanță de contact, de scurtă durată. El se folosește în combinație cu acidul formic, ar veni cam 3 tratamente cu acid formic și 2 cu acid lactic, și care omorâ 98% din acarienii varo. Cine dorește concentrațiile, cum se ajunge la 15% și la acidul lactic și la acidul formic, poate să-mi ceară că am tabele pentru așa ceva și puteți să mă contactați pe Facebook, că vi le dau cu toată plăcerea. Acum, ce putem spune, și acidul formic și acidul lactic ridică aciditatea miere, deci trebuie puțin folosit, mai cu precauție, depinde de fiecare cum consideră că e bine. Totuși, aceste tratamente e bine să le folosiți pe o singură familie de albine la început, ca să vedeți cum funcționează. Acum am să vă vorbesc despre uleiurile volatile. Cum am zis, la tratamentele prin pulverizare, iată, de aceea am lăsat uleiurile esențiale în această parte a filmului, fiindcă o parte ce se poate găsi la noi acum pe piață este timolul. Și cum se face acest tratament pe albine? În primul rând, cine nu dorește să cumpere timol, poate să cumpere direct Apilife Var, fiindcă 75% din componența acestui medicament este timol. Restul sunt uleiuri esențiale, gen camfor, mentă și altele, care se pot folosi separat, îmbibate în niște benzi care vin puse pe rame. Da, eu mă concentrez pe timol. Deci, cum am zis, cine nu dorește să cumpere timol, poate cumpăra direct medicamentul Apilife Var. Cine dorește să cumpere timol, se amestecă jumate cantitate de timol pudră cu jumătate cantitate zahăr pudră. Și acestea se presară un gram pe două intervale de albine. Odată la două zile, de vreo 5 ori se repetă. Deci la pulverizarea, unde ați văzut pe YouTube că pulverizează zahăr pudră, în acest zahăr pudră, jumătate cantitate este de fapt timol. Deci nu era chiar zahăr pudră. Cam atât am avut de zis. Cine dorește tabele respective să zică, le dau cu toată plăcerea. Și să aveți cât mai puțin păduci și să le aveți sănătoase albinele, să aveți grijă de ele cât mai bine, că peste tot se dezinformează lumea atât de tare încât mulți fac multe tâmpenii, cum am făcut și eu la vremea mea, o grămadă de prostioare care până la urmă vă costă și bani și timp, și cam asta este. Cam atât am avut de zis despre acis. Voi vedea ce voi mai continua să mai filmez cu asta. Numai bine și albine sănătoase la toată lumea.